CS Mioveni a participat săptămâna trecută la Cluj-Napoca la primul turneu al Superligii Naționale de Tenis de Masă, fiind vorba practic de turul acestui campionat, ediția 2014-2015. Acesta a avut loc pe parcursul la patru zile și a adus la start opt echipe. Argeșeni au contat pe serviciile lui Cazacu, Seni și Petrescu, aceștia aducându-le celor de la CS Mioveni șase victorii din șapte posibile. Clasamentul final este următorul. Pe locul întâi, CS Top Spin 08 Constanța, locul 2 CS Mioveni, locul 3 CS Pristavu Câmpul Lung 1. locul locul 4 CS Viva Sport 1 București, locul 5 CS Politehnica Cluj-Napoca, locul 6 CS Mebistrița, locul 7 CS Electrica Sfântul Gheorghe, iar locul 8 este ocupat de CS Universitatea Craiova 1. Pentru CS Mioveni urmează turul 2 al echipei ETTU, ce va avea loc la începutul lunii octombrie în Italia.